Salutare! Astăzi vă voi arăta cum se înlocuiește becul de la faza scurtă la Mitsubishi Lancer în doar 5 pași simpli. Mai întâi ridicați capota ca să aveți acces în spatele farului. Noi am ales să schimbăm becul de la faza scurtă de pe partea dreaptă, de la farul de pe partea dreaptă. Aici se vede becul cu mufa gri, rotiți de bec invers a celor de ceas, ca să-l aduceți în poziție verticală și apoi îl scoateți în exterior. Apoi deconectați mufa de la bec apăsând pe clema gri. Și avem aici un bec de tip HB4 de 12V și 51W, pe care îl găsiți mai jos în descrierea videoului. Nu atingeți cu mâna sticla becului, grăsimea de pe mâini poate duce la arderea mai rapidă a becului. Folosiți mănuși atunci când schimbați becul. Apoi conectați mufa gri la becul nou. Montați becul nou înapoi pe far în poziție verticală și apoi rotiți-l în sensul acelor de ceas să fie în poziție oblică. Aceasta e poziția corectă. Și haideți să facem și o probă. Iată că se aprinde faza scurtă de la far.